Dacă, imaginați-vă, dacă ar fi să intre în sală acum Ștefan, ce ați face voi aici din coaliție? Voronine! Vrei? Iacă-te, bă! Hai! Venit am, cum ai zis! Văd că tare mai purtați de grijă cu doții. Și din divanul țării, și tu, Voronine, cu roșcații tăi. Una, două, unde Ștefan de Arhigiu, Ștefan de Arbini, Ștefan. Dar n-avă Ștefan cât poftis. Dă-te, poșitule, de la tribună. Cinstiți, boieri, iacă așa am zis-o, pardon, care cinstiți? Boieri dumneavoastră, de 23 de văleaturi de la cel de-al doilea discălecat al Moldovei, stau cu ochii pișii și o cârmuiesc ceastă aștie din Moldovă și mă umplu numai de șudă și de năduf. Zic, oare chiar nu să se găsească în băcățica asta de țară măcar boiar sau domn vrednic și cu grijă de țară și de țărani? Nemica, frate, nici brumă de om vrednic, nici în scaunul țării, nici în divanul țării. În ce ați prifăcut țara tâlharilor și cazdocrazilor? În ce-i mai siriacă și mai năpăstuită din Europa? Voi nu vedeți cum voi vă faceți din ce în ce mai graș, iar țara slăbește de la o zi la alta? Boaitelor, voi din carnea țării vă îngășați! Răvit-am cu amărășiunile aceste toate și iată ce voiu să vă zic acum. Dar pentru și Voronini nu poftești să-i scălească țara Hrisov cu europenii. Ce-ți spun eu pentru și? Pentru că mai vrei să tâlhărești țara. Te temi că dacă au să vină europenii, nu o să mai poți tâlhări încă 8 ani. 8 ani, blestematule, 8 ani fost ai în scaunul țării și ce ai isprăvit? Tu te-ai umplut cu galgini, iar țara ai umplut-o cu hoți și numai o ciumă ca prahotniu cu cât face. Crezi că nu știu că iar te-ai întorlocat cu aism, cu cicăl crucea și iar vrea să mai sujiți din țară ultimul mus ce i-au mai rămas? De 5 ani nu mai ești în scaunul țării, dar văd că din boierie nu mai ești. Te primbli în caretă nemțească de la stat, de asta Mircedesu, te primbli cu pasărea de fier pe-n Europa la locul de hodină și de sfătarii. Vălelei, văle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 l
Vre nesimțiților, dacă ne închinați europenilor țara cu 20 de valiatori în urmă, ei nu și-ar fi bătut joc de ea așa cum v-ați bătut voi joc. Voi lăcusti nisătule, voi sunteți moli mațerii, nu străinii. Și eu, dacă aș putea, mâine aș închina țara Europii să pună legea în capul mesei, acolo unde voi ați înscăunat nelegiuirea. Voi nu vă uitați așa la mine, voi sunteți dușmani acestei țări. Sfinte Dumnezeule, am ajuns astăzi să vrea străinii mai mult bine Moldovii decât vor boiarii țării. Rușine și pozor mare, boiari nesocotiți ce sunteți! Blestemați să chiți! Mă întreb, voroanine, ce aș face eu dacă aș veni în scaunul țării? În fiecare zi aș tăie câte 5 căpățâni de judecători nedrept și hoți. Peste o zi aș tăie câte 3 căpățâni de primari și pârcălari tâlhari.
Peste 3 zile aș tăie câte un cap de boiar. Iar mai presus de orice, știi ce aș face, voronine? Uite-te la mine, știi ce aș face? Dacă aș pute, pe toți v-aș mătura de aici din divan, pe toți de la oaltă. Și roșii, și albaștri, și verzi. Și v-aș alunga nu numai din cest palatul, dar din țară. Nici urmă să nu vă vină. Ba nu. O-i face ceva și mai înțelept. Dacă aș fi putut-o, eu vou la toți și ții voroanini și plahotniucului tău și filatului și ghimpului și dodonului, la toți vă fășem taman cum fășe vărul eu Vlad Țăpeș. Bre, vă băgăm țeapa în curu și vă scotem în fața prostimei adunate în fața divanului. Și știu cât tare s-ar mai bucura.